Partidul Social Democrat a organizat vineri 8 noiembrie la Palatul Parlamentului cea de-a treia ediție a Atelierelor Viitorului, manifestare ce a precedat Consiliul Național. Atelierele au fost gândite ca o serie de reuniuni tematice coordonate de responsabilii din PSD pe diferite domenii. Astfel s-au desfășurat mai multe workshop-uri pe subiecte ce au variat de la comunicarea politică la strategii de dezvoltare locală sau relații internaționale. Dumneavoastră aveți însă acum, la mai bine de 18 luni de guvernare, o provocare extraordinară, să faceți economia să funcționeze. Așa cum vă spun, ca societate civilă, nu funcționează în acest moment. Eu înțeleg că ceea ce v-a lăsat în urmă, conducerea aceea, este un dezastru economic. L-am exemplificat de nenumărate ori. Să știți că în ochii publicului, care a ajuns la capătul răbdării, la capătul resurselor, acest lucru nu mai constituie o scuză. Aceste ateliere la care au participat membrii de partid, experți, reprezentanți ai societății civile, au creat un cadru de dezbatere al politicilor publice sectoriale în vederea găsirii unor soluții la problemele și provocările societății contemporane. Deputatul Nicolae Florian, dar și alți membri PSD Giurgiu, au participat la dezbaterea pe tema relansării economice a României. În cadrul acesteia au fost abordate subiecte legate de autostrăzi și drumuri rapide, gazele de șist și industrializarea României prin parcurile industriale. Sunt deosebit de onorat să particip la această conferință și la acest atelier de relansare economică a României, atelier organizat de Partidul Social Democrat, pentru că România are nevoie de proiecte, România are nevoie de consens, România are nevoie de consultarea tuturor cetățenilor cu privire la implementarea marilor proiecte din perioada 2014-2020. Cu ce impresie plecați de la acest seminar? De la acest seminar plec cu o impresie bună, pentru că s-a vorbit despre dezvoltarea României și ce prevede în următorii ani. Atât ca autostrăzi, cât și din punct de vedere al situației energetice. Prima mea propunere era referitor la activitatea de drumuri, fiind un drumar tânăr. Eu la tinerețe am fost drumar și un drumar, aș putea să spun, bine recunoscut în societate. Tot se vaită de cheltuieli mari de întreținerea drumurilor și de sepezire, dar domnul ministru Șova n-a prezentat și un proiect pe termen mediu cu măsuri tehnice care trebuie luat în vederea reducerii cheltuielilor de întreținere și în vederea eliminării înzepezirilor. Tema centrală a dezbaterilor din această ediție a Atelierelor Viitorului s-a concentrat pe găsirea de soluții pentru asigurarea condițiilor necesare pentru ca românul din 2018, la un secol de la constituirea României moderne, să fie cât mai aproape de nivelul Occidentului.